Salutare tuturor și bine m-am regăsit la ultimul episod din Utopia, băieți. Am zis să facem un ultim episod pentru că seria asta a fost foarte, foarte dragă mie și nu puteam să las seria fără să am așa un ultim cuvânt despre ea, să vă prezint tot ce a fost pe aici și de asemenea să vă las un link în descriere de unde puteți descărca și voi harta, puteți să mergeți acum să vă jucați cu ea și dacă faceți niște construcții super, super tari, puteți să-mi trimiteți pe Instagram la sinner.grazvan și chiar să văd ce faceți și voi pe această hartă. Ei bine, băieți, seria a luat sfârșit, din păcate am cam rămas fără lucruri de făcut pe această serie, am cam făcut tot ce era posibil alături de membrii acestei serii și băi fraților, bă, mi-a intrat la suflet seria asta pentru că a fost seria în care am legat foarte multe prietenii. A fost seria în care am făcut o grămadă de lucruri șmechere, evenimente noi, lucruri noi pe care le-am făcut în Minecraft, am învățat împreună. Dar acum vă dați seama că seria trebuia să aibă și un final. Seria a avut undeva la 2 luni de zile. Ne apropiem să facem 2 luni de zile de când am deschis-o. Undeva pe 10 martie, din ce mi-aduc eu aminte, am deschis această serie. Voi ce cu săteanul ăsta? Uitați-vă la el, what? Și o să vă fac un tur al hărții, să zicem așa. O să vă arăt în principal ce am făcut și eu, ce am făcut ca și primar și ce părere am avut despre această serie. Nu uitați să lăsați un like pentru ultimul episod din Utopia, băieți, pentru că seria asta chiar ar merita. Gen, a fost no cap cea mai apreciată serie de pe canal. Cel mai probabil toată lumea o să fie tristă când vede acest videoclip, dar asta este, m-am îmbrăcat și la costum cum am fost ca și primar. Suntem pe creative pentru că nu vreau să stau acum să alerg pe aici cu în picioarele goale. Ei bine, de ce sunt cel mai mândru din această serie este primăria, băieți. Am făcut-o alături de Green și uitați-vă. Deci cred că e cea mai importantă construcție, să zicem așa, din serie pe care am făcut-o și pot să zic că este și una dintre cele mai importante construcții a seriei, pentru că na, practic aici s-au întâmplat foarte, foarte multe chestii. O să vă prezint. Hai să intrăm în primărie, aici era o mică chestie, cam tot e făcut de mine înăuntru, pentru că eu m-am ocupat de interior și așa mai departe. Aici este cheia orașului, niște chestii, aici era urna de vot, a fost o urnă de vot, după aia a fost schimbat aici la etaj, aici e camera primarului, s-a mutat aici urna, iar aici este camera de tribunal unde am avut și un caz foarte, foarte amuzant. Băi, am avut multe amintiri plăcute cu seria asta. De ce să mint, frate? De ce să mint? Și când am fost primar, am făcut o grămadă de lucruri super, super tari. Dacă suntem tot aici, avem și o poliție. Poliția, bă, nu arată extrem de bine față de primăria. Adică mi se pare că nu e în ton cu primăria din punctul meu de vedere, dar a fost o poliție foarte, foarte genială, s-au făcut foarte multe roleplay-uri aici și lângă avem și închisoarea, să zicem așa. Aici este și shop-ul meu, unde am avut și eu ceva chestii pe aici, încă văd că mai am ceva netherite-ing, chestii. Ia să vedem, mai avem diamante pe aici? Hai că mai avem diamante. Deci acesta a fost shop-ul meu. M-am chinuit, cred că o zi întreagă la el să-l fac așa cum frumos ca lumea. Aici e shop-ul lui Silent, ne-am certat pe shop-ul lui Silent o grămadă. Aici e shop-ul lui Same, Lumădă. Aici este al domnului Peinuț. Nu știu ce face zombiul ăsta. Ia uite ce scrie aici. Reclamă, cumpără mâncare și litra de la Nocivanu. Aici e taraba Nocivanului, al lui Green, a lui Matey, a Nușcăi. Aici este și teatru unde a fost Utopia Are Talent. Bă, foarte multe amintiri, mă, frumoase, mă, frate. Dar din păcate n-a fost cea mai bună organizare. Trebuie să admit chestia asta. Mă rog, am fost și mulți. Acum, să zicem, pe final de serie am fost undeva la 18-19 persoane și noi am început cu 12-11 persoane, ceva de genul. Deci vă dați seama că s-au extins lucrurile și, bă, nu mi-a plăcut chestia asta, să fiu sincer cu voi, pentru că la un moment dat au intrat foarte mulți, Bafu care n-a mai intrat de la începutul seriei. Bafu a făcut casa asta și a zis atâta, bro. Casa Nocivanului, nu o să stau așa să intru în fiecare. Nocivanul a făcut o grămadă de chestii ca lumea mare și în afară orașului, din câte îmi amintesc eu. Ase care a intrat și el
de Paște, cred că, la Paștele Cailor a intrat și el, Pain care o dă cu Patrick, mima seriei, o dai cu Patrick, cine știe, știe, și a făcut aici Dita mai zouă, bă, Pain chiar a fost dedicat, mă, cu grădina aia zoologică. Bun, aici este casa Nușcăi, alumădă, aici este domnul Green, casa lui Green. Ce s-a auzit? What? S-a auzit așa o... nu liliac, s-a auzit ceva ciudat. Casa lui Matey, săracul Matey, la fel n-a mai intrat de foarte mult timp. Aici este casa lui Christy, lui... cutie poștală, lui Larkot. Și aici cred că este tot al lui Christy, mai este un Christy, parcă, nu mai știu. Deci am pierdut... am pierdut legătura la ultimii membri. Mă rog, am fost și operat și n-am putut să joc foarte, foarte mult. Îmi asum și eu chestia asta. Dar în primele 4 săptămâni... ah, by the way, hai să nu uităm câte zile am. Am aproape 7 zile jucate pe acest server. Deci gândiți-vă că eu o săptămână întreagă am stat pe acest server. Și puțin am stat AFK, băieți. Am stat foarte, foarte puțin AFK. Acolo e aia de evenimente, discoteca. Bă, eu încerc să vă prezint așa mare, să-mi aduc aminte... peste an și an să mă uit așa la episodul ăsta și să vedem ce s-a întâmplat pe seria asta. Aici este și metrou, foarte, foarte genial. Mi-a plăcut foarte mult ideea lui Silent. Nu știu dacă eu i-am dat ideea, dar nu cred. Nu cred. Bun, asta este plotul meu. Dar știi ce? O să lăsăm la final. O să lăsăm la final să vi-l prezint. Aici este casa lui Silent cu McDonald's deasupra casei, că de ce nu? Casa lui Same, săracul Same a făcut casa, a lăsat-o așa. Aici n-am ce să vă arăt la Dani, săracul Dani n-a reușit și el timp de 2 luni de zile să facă acolo o căsuță. Aici este casa lui Snake, foarte drăguță căsuța, și turnul de dirt al lui Robinet. Și na, asta e casa făcută de mine și Pain în 30 de secunde, efectiv. Deci vă dați seama, nu toată lumea s-a implicat în serie, înțelegeți și voi chestia asta, nu toată lumea a fost implicată. M-a deranjat puțin lucrul ăla acesta. Poate o să revină o serie de SMP, dar bine pusă la punct. Nu știu când să vă zic, când o să mă fac și eu bine, când o să fie bine pusă la punct și așa mai departe, dar nu sub numele de Utopia. Nu vreau să vă dau mai multe detalii. În primul și în primul rând vreau să mă fac eu bine și postăm din când în când. Hai să dăm și noi difficulty peaceful, că nu mai contează oricum acum. Bă... m-aș arăta și casa mea așa tot ce am făcut. Băi, eu sunt mândru de ce am făcut. Voiam să fac mai multe chestii. Nether hub-ul ăsta este făcut de mine. Cât de cât așa, Nether hub-ul ăsta cu quartz. M-am chinuit o grămadă să fac cu quartz. Acolo e ferma de iron. Am avut și fermă de iron, de endermen. Ce am mai avut, mă, frate? Fermă de gold. Avem o grămadă. Cred că mergem la fiecare să vă prezint așa mare. Hai să mergem la casa mea, să nu mai dau așa pe ocolite. Deci casa mea este aceasta, nu este făcută de mine, este făcută de Green, pentru că na, asta a fost scopul seriei. Trebuia să fac și eu așa un drumuleț frumos prin spate, dar nu m-am mai ocupat, din păcate. În primul și în primul rând, cel mai important aspect al casei este acest beci, unde am toate itemele mele, să zicem așa. Nici nu știu unde am toate itemele, adică gen mi-au dispărut, cred, sau ceva de genul. Habar n-am, oricum sunt o grămadă de chestii pe aici. Chiar am fost bogătan, să zicem așa. Ia uite și diamante aici, toteme. Știi ce? Nu o să le las aici pentru că nu are rost, o să le pun eu undeva pe aici. În orice caz, ăsta este portalul meu fake, pentru că dacă făceam un portal adevărat, se desincroniza cu ăla de acolo, știi? Și aia a fost problema. Eu am fost la început fierar și am zis să-mi fac aici o mică chestie de fierar, gen, na, așa, foarte, foarte interesantă. În camera asta n-am nimic, n-am găsit ce să pun în camera asta, efectiv, m-am chinuit toată seria să-mi dau seama ce să pun aici, am reușit să pun două benere și atât. Aici avem dormitorul, să zicem așa, și un set de armuri foarte interesante, adică mie îmi place chestia asta așa cum am avut setul acesta de armuri. Și în spatele casei aici voiam eu să fac un grajd,
Salut domnul Dunkey. Așa. Mai avem câteva chestii importante în spatele casei. Băi, de ce sunt cel mai mândru? Sunt mina, frate. Deci n-am făcut în viața mea o construcție mai șmecheră decât asta. Aici este practic cum se numește, bunkerul nostru, pe care nu l-am terminat încă. A fost așa răvășit puțin. A fost bunkerul nostru care a fost nociv în el. Nu știu ce, a staționat prin el. A fost foarte, foarte tare. Dar aici a fost bunkerul utopiei. Bun, pe lângă bunker am mai avut aici o cameră secretă cu abonați. Aici au fost așa câțiva abonați. Aceștia au fost membri de fapt și abonații sunt în mină, să zicem așa. Weather clear, bun. Așa, și de ce sunt cel mai mândru pe parcela mea este această mină, băieți. Deci, intri frumos în mină, arată genial, n-aveți ce să ziceți, n-aveți ce să ziceți, bă, băieți. Aici e o chestie așa, o... nu, cameră foarte, foarte interesantă. Aici erau mașmalandre, dar s-au despawnat mașmalandrele. Bă, mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit mina asta, sunt mândru de nota 10 pentru mina asta. Și e făcută din capul meu, ca să înțelegeți, din capul meu. Mai jos te duceai în mină frumos, am încercat să fac și eu așa un design, un design foarte drăguț. Iar în mină nu cred că aveți ce vedea, e pur și simplu o mină. Dar fiind la minus 50 jos de tot, n-are rost să mergem. Bun. După aia ultima construcție de pe plotul meu a fost făcută de green. Tot așa l-am plătit pentru că na, asta a fost scopul seriei. A fost acest copăcel, nu l-ați văzut. Nu l-am arătat pe episoade pentru că n-am mai reușit să fac episoade cu seria. Și arată foarte, foarte tare. Astăzi l-am văzut și eu prima dată când îl văd astăzi. Și chiar a ieșit super, super bine domnul Green, dacă vă uitați la acest episod, să zicem așa. Îmi place ce a ieșit aici, sunt mândru de plotul meu. Poate puteam să mă duc mai în spate, dar nu știu dacă mai reușeam să fac foarte multe chestii. Eu zic că e ok cât m-am extins, adică am făcut o grămadă de lucruri foarte, foarte tare aici. În spate aici a fost un eveniment de povești groază. Mi-a plăcut foarte mult evenimentul. Plotul lui Silent Villa m-a arătat. Vă arăt și ferma de Iron între timp, că este destul de aproape. Am avut fermă de Iron, de Gold, de Enderman, două de scheleți. Stai să mă mai gândesc, mai aveam ceva? De Creeperi. Deci am avut cam toate fermele. Aici este ferma de Iron, foarte, foarte drăguț. Am făcut-o alături de domnul Peinuț. Mă rog, domnul Peinuț a făcut principalul. Și aici am încă un portal. Dar... un mic spoiler, dacă vreți să vă descărcați harta, are 10 giga harta, bă băieți, 10 giga. Nu știu dacă realizați, dar pentru o hartă de Minecraft e enorm. E efectiv enorm, băieți. E insane. Acolo este și ferma de creeperi, foarte, foarte drăguță, care a avut o grămadă de probleme. Dacă mai era cineva pe server, nu mergea și era super, super fucked up. Dar a fost ok. Și bă, overall seria a avut un succes super, super mare. Mi-a plăcut ce am făcut în serie. Nu am regrete, să zicem așa, când bă, n-am făcut aia. Eu chiar m-am implicat în primele 4 săptămâni, prima lună. Deci chiar am jucat, băieți, n-aveți ce să ziceți. Că făceam non-stop, am avut live-uri de 7-8 ore pe Trovo și așa. Ce voiam să vă arăt acum? Bă, voiam să vă arăt și end-ul, pentru că este un factor important, da, pe aici. Este un factor important și end-ul. Pain s-a ocupat foarte mult de end. Pentru că, ia uite pe aici, dirt. Pentru că l-a făcut efectiv, end-ul a făcut overworld și avem acolo și ferma de, cum se numește, de Enderman. Foarte, foarte drăguță. Și hai să vă arăt cum arată aici. Băi, arată super genial și end-ul. Băi, chiar au fost multe proiecte pe serie, dar din păcate, la un moment dat rămâi fără idei, să zicem așa. Și asta a fost problema, aia, câteva căsuțe, nici nu văzusem căsuțele astea de aici, dar arată foarte, foarte genial. Și încolo este ferma de Enderman, care e super, super useful. Nu o să vă mai duc și la ferma de Gold, pentru că nu mi s-a părut atât de importantă și a fost oricum făcută pe final, dar e OP și aia, că faci AFK.
Uite aici cu sătenii, ești nebun, face AFK, cum se numește, mamă, era să mă duc de unde m-am spawnat, dar trebuie să mă duc în portal, vere. Așa, aia zic. M-a băgat și acasă și putem să dăm așa un view total la Utopia. Bă, băieți, chiar a fost o serie super, super genială. Vreau să-mi scrieți părerile voastre în comentarii dacă ați ajuns până aici. Care a fost construcția voastră preferată din această serie? Orice, nu contează. Construcția, cine a făcut-o sau gen... Vă dați seama că nu contează neapărat cine a făcut-o, contează care a fost construcția preferată, să zicem așa. Primăria, shop-ul, nu știu, portalul de Nether care arată la fel super, super genial, dar foarte multe chestii au fost făcute de domnul Green, pentru că na, el a fost builderul, dar arată foarte bine și acest portal. Poate mai puteam face unele lucruri cum ar fi drumulețe și așa pe aici, gen, mai puteau fi adăugate mici detalii, dar overall eu sunt mulțumit, să zicem așa, legat de ce s-a întâmplat de această serie. Toate au un final, acesta a fost și un final fericit, să zicem așa. Sper că v-a plăcut această serie, nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați, toate cele știți ce aveți de făcut, să scrieți și în comentarii care a fost construcția preferată. E bine, eu am fost Sinner și să aveți o zi grozavă în continuare. Pa, pa!